Ați fost convocați pentru astăzi de către domnul primar prin dispoziția numărul 178/8/2020. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 14, absentează nemotivat domnul primarul Codruț. Fiind prezentă majoritatea dumneavoastră, ședința este legată constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați colegii de zi. După cum ați fost informați, în ordinea de zi avem 9 proiecte de hotărâri, 10 puncte de veste și 2 suplimentări. Avem pe ce să fac? Cine este pentru ordinea de zi, așa cum a prezentat domnul primar? Punem deoparte. Observații la procesul verbal puse la dispoziție la comisia anterioare? Dacă nu, spunem la vot. Cel procesul verbal de la ședința ordinară din 1 ianuarie. Domnul Potra Alexi și domnul consilier Luceniță și un ansamblu nu erau consilier. Spunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abține. Domnul Potra. Observația la procesul verbal de la procesul Cine se scrie la cuvânt? Supunem la tot cine este pentru. Păi am întrebat dacă aveți care trebuie de legea. Aveți cuvânt. Trebuie la proiectul 26, da? La proiectul de cuvânt de 26. Cum vrei? Proiectul 26. Domnule, în calitate de sub consilier, aduc un câteva întrebări și fac câteva observări. Am plecat. Cu acest proiect se vine cu note de renunțare și cu note suplimentare, cu comandă suplimentară pentru execuția investiției în reabilitare de dispensar din comuna noastră. Memoriul judicativ atașat la acest proiect este întocmit nu știu de ce. Este acel memoriul justificativ scris de mână, nu spune semnatul nume pe nume, semnează acolo, dar noi nu suntem obligați să intuim apoi semnătura. Un astfel de memoriu justificativ, prin care se aduce la cunoștință unității executante de lucrare, în baza căreia
această societate face notă de comandă pentru lucrările suplimentare, ar trebui verificate de către cineva, avizate și nu făcută doar o notă de constatare din partea noastră a primăriei, prin care se repere că în urma unor observații, care observații? Nota aia e de specialitate, am înțeles eu. Referatul ăla se cheamă referatul specialitate. Avem pretenții să fie trecute lucrurile prezentate din punct de vedere tehnic așa cum ar trebui. A doua chestiune. Nu pot să înțeleg de ce să vine cu o astfel de lucrare în completare, respectiv șarpantă la acest obiectiv. Când eu mă întreb, șarpanta aia nu mai există, dacă ea acum se spune că este putredă și că prezintă degradări în unele locuri și așa mai departe, nu putea fi văzut acest lucru și atunci când a fost întocmit proiectul respectiv? Domnule, în toate investițiile și în toate lucrările, note de comandă suplimentare se fac de regulă pentru lucrările ascunse. Adică dacă este un obiectiv în care are o fundație, să zicem, și nu a fost corespunzătoare atunci când am atacat lucrarea respectivă, îi dai o lucrare ascunsă, era pământ peste ea. Dar aș vrea ca să venim după luni și luni de zile și să spunem că e necesară schimbarea șarpantei datorită putrezițiunii, dar de ce nu am văzut acest lucru la timpul când am întocmit proiectul respectiv? Dar întrebarea care ar fi trebuit să ne opunem și pe care eu mi-o pun de la bun început ar fi trebuit să ne opun, de ce veniți cu un astfel de proiect acum să-l aprobăm noi cu comandă suplimentară pentru lucrări și implicit și bani, dacă lucrarea este executată? Să zicem prin absurd că astăzi noi consiliere este ne trezim la realitate și ne dăm seama că n-ar trebui să ridicăm mâna și să avizăm acest proiect. Dacă lucrarea este executată, că eu văd că acoperișului dau refuză, cum facem? Bagăm astea în iala și elementele de șarpantă pentru tabla acum? Domnule, încă o dată, aduc la cunoștință, vreau să vă spun și treabă semnal de alarmă. Nu trebuie să lucrăm în astfel de situații și în aceste condiții. Cât despre domnirea proiectului, ceea ce am spus în acolo, sunt lucruri de fost. Sunt chestiuni de formă, care nu le atac acum, că ar trebui să corectăm. Din acest punct de vedere, din datorită punctelor pe care le-am reprezentat, cu execuția lucrării și venim și acum cu proiectul RED, cu o mană suplimentară care trebuia făcută și nu trebuie să ne bazăm pe comentarii suplimentare din astea, pe faptul că ne vor justifica timpul este așa cum este întocmit. Pentru faptul că nota de specialitate întocmită de salariatul nostru, a nostru, a primăriei, așa, eu sunt împotriva acestui proiect. Nu vă mulțumesc. Domnul primar, vreau să răspund un lucru. Deci, în urmă, memoria justificativă este făcută de dirigenții de instanțe, este făcută de un angajat la primării sau nu știu de mine, care și, dacă l-am văzut acolo, a revizat de la expertul care s-a pus expertiza de proiect în construcție. Într-adevăr, s-a, la momentul inițial, s-a spus că va împărține acea șarpană. Când a dezvelit-o și a văzut stadiul în care erau Bărigla, Căpriorii și toate celelalte, dirigentele și-a încheiat împreună cu solicitarea constructorului și proiectantul, s-au dus la expert și au
au ajuns la analiza că trebuie schimbată toată șapanda, care nu era prins în proiect. Banii nu trebuie suplimentați, se încadrează în același buget, numai că sunt bani din diverse și neprevăzute. Domnul președinte, domnilor, noi trăim realități și refuzăm să acceptăm realitatea că banii nu trebuie să suplimentați. Păi cum nu trebuie să bani suplimentați dacă din 65.535.38 este notă de adăugire, de completare, comandă de completare și alte note de renunțare în valoare de 27.204.96. Diferența este de 38.330.42. Adică cum nu sunt bani suplimentari? Dar aceștia sunt bani de 380.330.000. Nu sunt bani suplimentari? Adică refuzăm realitatea, dar cum putem să... Asta este dezinformare. În exprimarea dumneavoastră. A doua chestiune. Nu ocoliți întotdeauna răspunsul la întrebări repuse. De ce veniți astăzi pentru că asta, noi să aducem acest proiect atâta timp cât lucrarea este executată? A, că a fost nu știu ce. Nu, domnilor. Se făcea ședință de îndată că s-au mai procedat. S-a mai procedat la acest lucru și era în regulă. La timpul ăla. La timpul ăla când s-a constatat că este putre, dar nu trebuia nici atunci, trebuia constatarea făcută înainte. Și a doua chestiune. Cum puteți să spuneți că memorul justificativ se știe de cine e domnit? Ăla mai este în mână. Vrei că îl scot de aici, da? Și ăla, dacă este undeva trecut cu un nume de om, eu nu am dreptul, nu sunt obligat să intuiesc cine. Iar în notă de specialitate, referatul de specialitate, ăla nu e referat de specialitate. Nu trebuia să treceți cu vederea acest lucru. Trebuiau motivații și paramotivații pe lângă faptul că este o chestiune care, după părerea mea, ca unor specialiști necredători, este cu sută cu apă de colorat. Domnul președinte, am constat din raport de specialitate, spune că se anexează aici și referatul vizitului șantier. Nu-l găsesc, că e referatul vizitului șantier. Și, o altă întrebare, vizitului șantier este plătit de primărie, nu este angajat primărie. Deci el a trebuit să reprezinte interesele primăriei. Și și voi am referat, asta e cum justifică el. Nu-l găsesc referatul. Păi nu-i mă referat pe acela să scrie din mâine. Asta e bine pentru... Da. Asta e bine pentru... Da. Nu e bine pentru... Asta e bine pentru... Așa l-am văzut eu din cuvință. Sau trebuie să fie referat. Am înțeles. Nu știam. Părinea poate că am dat ceva. Domnul președinte, la ședința precedentă, un anumit coleg consilier încerca să mă disciplineze cu mine să nu vorbesc într-un anume fel. Vă rog frumos să atenționați acest coleg de ședință care a vorbit acum, că eu nu terminasem ceea ce aveam de spus. Deci a vorbit peste mine. Da, cert. Oare bunul simț trebuie să existe unilateral, nu au un sens? Există. Mă întreb. Există. Felicitați-mi, vă rog frumos, domnului Umar, să fie răspunsul la întrebările pe care eu le-am pus. Să le repet, nu-i cadrul. De ce vine astăzi cu proiectul pentru aprobarea suplimentării sumei la acest proiect, atâta timp cât lucrarea este executată? Și celelalte probleme, vă rog frumos. Domnul consilier, dumneavoastră, mă faceți de scauzi mari și la un moment dat, când vă opriți, avem presa că se termină. Când încheiați cuvântarea, nu sunt punct. Acolo să știm că ați încheiat, că ați făcut cuvântul privat. Dar nu merge mai departe. Eu mă consideram o lucrare încheiată dacă avea recepție în final. Atâta timp cât încă mai durează drămadă, iar de la momentul raportului până acum, constructorul mai continua cu lucrurile, că n-avea să oprească. Și nici eu n-am niciun interes să opresc lucrurile la nivelul comun. Că nu știu dacă dumneavoastră știți, dar să știți că banii la lucrarea asta sunt limitați. Primul venit, primul servit. Dacă te duci cu situația de lucrări și factorul la Ministerul Dezvoltării, primul încasezi banii. Dacă nu, s-ar putea să rămâi cu
cum ați făcut? Doamne, scuzele astea nu și-au fost. Dumneavoastră, căutați să respectați legislația în banii. Ați luat cuvântul iarăși o bază? Nu! Deci... O poliție răspunsului de securitate. Și dacă putem dialog așa, cu obrigerița și cu luăm un pauză. Mergem afară și discutăm. Sunt de acord. Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 26. Cine este pentru? Cine se abține? Vreau să mă tem. Așa? Cine este împotrivă? Roșcan și eu m-am și domnul Matei. Și domnul Alexandru. Proiectul vis-a-vis de dispersat trece pe niște faze. Înainte de a intra în execuție sau finanțare, trece prin prefezabilitate, fezabilitate, întâlcări. Nu cred că acele persoane n-au știut despre așa ceva. Și de asta mi se pare că nu-i corect și nu pot să plătesc. Vă mulțumesc. Punem pe hotărâre numărul 27, dar să ne vină aprobarea proiectului. Președinte, vreau și eu să vorbesc ceva. Da, vă rog să revin. Am dat caschetul pentru... Eu nu mă voi da acolo. Eu când am... Dacă trebuie să scrie la locul, nu mă voi dați-o mai departe. Deci vrei să face. Și vorbiți cu mine când vă întreb eu, dacă vreți să vorbiți, dacă mă scrieți la cuvânt. Nu când treci la proiectul următor, vă știți până la cuvânt. Deci am spus la cuvânt, ce mai departe. Proiectul de hotărâre numărul 27 din 2020, privind aprobarea terminată adițională contractul de lucrări 12765 din 2019, încheiat cu trece unui utilaj și TRL. Cine se scrie la cuvânt? Acum dacă trebuie să scrie la cuvânt, dar nu îmi spune. Domnul Chiamă, nu spune. Eu am vrut să arăt pentru că domnul Bici mi-a vorbit că n-am fost la un pot, o crema cu pot. Domnul funcționist, dacă aveți toate probleme în afara ordinii de zi, voi scrieți la cuvânt la diverse. Domnul Chiară, la cuvânt. Dar vreau să fiu domnul legislat. Același lucru. După efectuarea lucrării, deci e aceeași situație care a fost un precedent. Se vine cu proiect după efectuarea lucrării, se vine iar cu motiv de completare, pe motiv că au apărut niște persoane în zona unde s-a executat lucrarea respectivă, dar mă întrebăm noi că de fiecare dată ridicăm ca povăm studii de prefezabilitate, prefezabilitate, studii geode, geoparabile. Atunci oare nu trebuia atunci oare să se vadă traseul respectiv? Nu s-au executat studiile respective? Pentru astfel de lucrare, domnule, eu personal nu pot să fiu de acord cu astfel de proiecte. Să vine, deci să încalcă, în primul rând, încălcăm legea, aprobăm o plată, o execuție, că la proiectul precedent, domnul primar spunea, zice, domnule, dar nu s-a făcut recepția, dar nu e legătură recepția finală. Ai avizat plata pentru o lucrare pusă în discuție? Ai avizat-o de treaba cu recepția finală, punerea funcțiunea investiției respective, e cu totul altă treabă. Și fac pentru că eu vin acum cu o propunere în fața Consiliului Local. Dacă sunteți de acord, domnul meu, cu următoarea propunere. La lucrările de investiții care se vor mai executa și care se vor recepționa începând din acest moment, ne facem timp și noi consilieri locali, în plenul, dacă sunteți de acord, supun la vot, vă rog frumos, domnule președinte, să spun la vot acest lucru, și la recepția finală să participăm și noi la astfel de investiții, mai ales la investiții de albergură, cum e dispensat și așa face. Pentru că cu fiecare dintre noi ne putem da seama dacă lucrurile au stat atent sau nu. Pentru aceleași motive ca și la primul, sunt împotriva acestui proiect.
Domnul Marcu, să spun. Cum a dus acolo această lucrare, încătă la această proiecte de lucrări, vă rog de lucrări de canalizare. Și au fost într-adevăr niște lucrări de la sfânt, când se prin pământ acolo, nu prea. Și astea diverse și întrezut, niște lucrările ascunse, nu sunt puțin un genuri. Sunt date prin legi. De-aia sunt diverse și neprevăzute, nu le-am făcut noi, nu le-am început noi. Iar ca să, ce spunea domnul Fianu, că angajez o plată, nu s-a făcut nicio plată, domnul Fianu, vis-a-vis de acești bani. Sunt bani din bugetul proiectului. Se face deosebire între plata făcută și bugetul proiectului. Sunt două lucruri diferite. Atât. Supunem la vot, lui domnul președinte, în modul 27. Tot la acest proiect. Dar am întrebat ce se scrie la cuvânt și nu ați. Da, bine. Hai, să vă spun. Vreau să propun că pentru a evita discuții vis-a-vis de suplimentări la proiecte, mai mult mai sunt și alte două proiecte, tot așa, cu suplimentări, și probabil să mai fie și alte ședințe. Eu propun ca să facă o comisie din consilie, nu numai la recepția finală, ci și câte ori apar probleme din genul ăsta. Să fie anunțat președinții din comisie. Și dacă vrea președinții comisie, tu anunțe lucrurile așa, spune, dom'le, s-au constatat din soaria, să trebuie. Dacă vrea să dă consilier de la fața locului, vine acum unul. Când vin aici, să spun, dom'le, te-am anunțat, de ce nu ai venit la fața locului? Să nu ați venit la fața locului. Nu-i părinte, așa nu stai în legătă. Dom'le, anunțați președinții comisiei, cel de comisie, președinții comisiei anunță consilierii de comisie, uite, s-a anunțat acum situația asta. Sunteți de acord la data de deci la fața locului. Când vin în ședință, nu poți mai spune, tot te-am anunțat că noi la fața locului, mai ce noi comitezi? Trebuie la fața locului, sunt constat, sunt voi cât vrei, despre ce-i vorba. Eu am propun treaba asta, la și inclusiv la recepția de treaba. Bun. Înțeles? Deci, atât de propunerea dumneavoastră, că și a domnului consilier Ochean, nu poate fi supus la vot acum, pentru că nu este amendamentul, dar nu este unii hotărâri de chestii care discută. Deci, vorbim la prezi și așa. Corect. Eu sunt până la votării cu ohul de numărul 27. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Pentru abținere, am văzut bine să nu mă abține. Una, pe care. Și eu mă abține. Deci, abține domnul Mărcuț, domnul Mărcuța Venețiu, cancelar. Domnul președinte. Rugați secretariatul ședinței. S-a anunțit numărul de voturi pentru acțiune și împotrivă la fiecare proiect în față. De asta face, de asta nu, dar se l-a anunțat. Adică selectorul s-a zis și noastră, dar asta am spus la fiecare proiect. Am spus, n-am spus statel, n-am spus. Așa este. Deci domnul Marcuța s-a abținere, da? Domnul Alexandru, abținere? Da. Și domnul Matei Laurențiu. Dacă vreți să mai spuneți rezultatele sau deși mai spate. Matei Laurențiu. Și un vot împotrivă, da? 10 pentru și 3 abține și un vot împotrivă. Mergem mai departe cu proiectul de hotărâre numărul 28 din 2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venit și cheltuieli al Comunei Căluți pe anul 2020. Cine se scrie la votare? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Dacă am văzut din domnul Chian, o abținere. Așa, deci rezultatul final? Trei. Cum o lăsa asta ca sau lăsa? Trei, când zice, vreau și un vot abținere. Bun. Mergem mai departe. Doar că vă vedeți în 2019. Privind aprobarea fondului de execuție și indicator de execuție de bugetul local al Comunei Căluți la data de 31.03.2020. Cine se scrie la cuvânt? Supunem la vot cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 30 din 2020, privind aprobarea contului de execuție și indicator de execuție bugetului local al Comunei Căluți la data de 31.12.2019. Cine se scrie la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Proiect
Noi pe o hotărâre numărul 31 din 2020, privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii cu Direcția Sindică Bacău. Cine se scrie la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 32 din 2020, privind aprobarea preluării unor autoturisme din patrimoniul Serviciului de Informații Externe, din patrimoniul Comunei Căluci, stabilirea normativului de locuri de cheltuieli, privind consumul de carburant pentru autoturisme din patrimoniul Comunei Căluci. Cine se scrie la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? 13 pentru și țin din acolo. Mergem mai departe cu proiectul suplimentare. Proiectul de hotărâre numărul 33 din 2020, privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție numărul IG1733-0108 din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare de drumuri de interes local în Comuna Căiuț și Județul Bacău. Cine se scrie la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Doamna secretară. Pentru, pentru. Mă de rezultat pentru. Pentru? Da, mă de rezultat pentru. Pentru 3 abține domnul Mărcuț, după Alexandru și domnul Chiar. Se aude în spate, da? Mergem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 34 din 2020, privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de lucrări numărul 13639 din 2019 și 13641 din 2019, chiar cu CA3A Business RF. Cine este la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Domnul Alexandru, domnul Cheanu, domnul Marcus. Mai sunt atâta observat că nu mai sunt abțineri? Da? Deci 10 voturi pentru și 4 abțineri. Mergem mai departe cu punctul diverse. Cine se scrie la urmă? Mai ții cineva la cuvânt, pentru că mai ține două locaite. Domnul Cantineu, care are cuvântul. Domnul primar, prezent, trebuie să vă întrebăm comuna asta. Pentru că m-am speriat, nu știu de câte ori, la 6, la 7 dimineața, hai la Zarzavar, hai la la Castraveț, hai la Lupicii, cu oameni din satul ăsta, parcă suntem în Mexic. Pot ce se întâmplă? Nu știu cum să mai sper să vă spun. Aveți o autoritate, să puneți pe cineva să... Nu-i corect de la asta ce se întâmplă, ai copii mici, ai, poate venit de la o lună, nu știu, e cred că a doua sau a treia oară vă spun chestia asta. Le dați voi să vă dați într-o oară, în boarne, în geam, dați-mi un indiciu ce se face. Treaba asta că a venit și vă spun chestia asta nu numai de la mine, mi-am mai spus și să vin. Deci nu vin eu din capul meu să zic așa, băi, numai mie mi se pare problema asta. Nu. La toată comunitatea de s-a făcut. Poate e o duminică prea plătă, când vă stărinte la 7 dimineața, vom ar mai dormi. Hai la cui! Hai la Castraveț! Dar nu e corect treabă, dar chiar nu avem puțin autoritate. Băi, eu cine comandă comuna asta? Cine din servici? Cum faci? Ne facem servici sau nu îți facem servici? Vă rog frumos să luați o inițiativă pe chestia asta, dar vă rog din tot sufletul. Domnul primar, domnul Tașa, prezident, la vot. Care a făcut domnul consilier Orian. Domnule președinte, vă rog că spunea că nu trebuie să supunem doar la adăptării cele două propuneri de acest lucru și de acord cu participarea consilierilor la recepția finală și respectiv propunerea cealaltă cu... Se poate supune până la final?
Bun, pentru că sunt două voturi. Îmi spune la voturi. Da, da, da. Deci când am avut voturi pe voturi? Nu e voturi, este o decizie internă la dumneavoastră că s-o consideră să vorbească. Deci propunerea domnului consilierului Zăbianu să spune ca consilierii să participe la decizia finală. Deci toți consilierii, poate să participe la decizia. Eu am altă propunere. Dar președinții din comisie să participe. Nu, asta a făcut domnul consilier Matei și a făcut în... Da. Bine, atunci am îndățășesc domnul. Le supunem la vot propunerea domnului consilier Zăbianu. Cine este pentru? 1, 2, 3. Cine se abține? Cine se abține? Cine este votat? Păi stați că n-am reușit să număr. Deci, încă o dată, cine este pentru? 4, 5, 6, 7, 8. Cine se abține? Cine se abține la propunerea domnului consilier Zăbianu? Cine este votat? Se abține domnul Mărcuț, să se consideră deci. Domnul Mărcuț, domnul... Florea, domnul Gabriela, cine se mai ține? Domnul Bolugan. Altceva? Mai trebuie. Eu sunt. Nu prea. Cinci. Mai trebuie. Ce mai ați zis? Că vă ajungeți de la asta cu ajutorul. Nu, am văzut în partea ajutorului. Da? Haideți, mai trebuie. Să mai fie. Atunci sunt nou oferte. Mai ziceam că nu. Nu, de domnul. E domnul că aș mai reușit să văd. Cine e? Deci, abținerea a fost așa, domnul Mărcuț, domnul Florea, domnul Gavrilă, domnul Bolugan și domnul Oprea, da? Dar cineva s-a abținut la propunerea domnului. Da. Da. Atunci el sunt patrie. Nu, dar am întrebat. Ceilalți sunt pentru. Ceilalți sunt pentru. Deci, pentru. E clar acum? 5, 6. Domnul președinte. 8. Pentru. După părerea mea, la solicitarea mea de a spune o ultima părere, în propunerea mea, consider că s-a înțeles de către pole, unii colegi, că cele două propuneri, ca mea și a domnului Mate, sunt opozate. Nu. Fiecare propune, își are rolul ei. Deci se spune la urmă și a doua. Da, se spune la urmă. Deci oricum a trecut totul la urmă. Deci la domnul Iorchean. Deci oricum a trecut. E ok. Da. Dar sunt lucruri diferite. Da. Păi da, da. Mai este de comisia de licenții finală la propunerea domnului Iorchean. Și am avut propunerea mea pentru participarea... El nu se opozate. Președinților comisiilor la lucrările care apar lucrarea scuze. Lucrarea scuze pe care nu lucrarea scuze. Exact, pentru asta. Dacă se poate o zi, se poate lucrarea scuze. Participarea consilierilor la recepția finală, da? Da. Eu pune. Prima totul, deci a doua, participarea președinților de comisie la procesele verbale de lucrarea scuze. Deci nu se poate lucrarea scuze. Dar aici se complică lucrurile. Nu poate să meargă toți colegii noștri la o recepție. Nu toată, dar nu toată. Încă e legește. Supunem la vot pe propunerea domnului consilier Matei. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Ați luat sigur. Nu, s-a pus. Da, da, da. Tot pe. Deci m-am împotrivit. Participarea președinților de comisii, da? Procesul verbal al domnului președinților. Domnul Matei, credeți că sunteți serios sau nu mai? Nu știu. Domnul președinte, vă rog frumos, în copita faptului că s-a votat cea de-a doua propunere, vă rog să acceptați și mie un amendament la propunerea domnului Matei. Dar deja am votat urmă. Dar nu ne face nimic noi. Vă rog, amendamentul. Amendamentul se spune în prezentul mai înainte de la vot. Deci asta înseamnă să mai spun la vot. Domnule, să spuneți ce e mai bine. Da, domnule,
comisie. Dar nu mai e și să fie niște intrate în ședinții din comisie. Și pentru care comisia anunță comisii care doresc aici. Ia vedeți poate cum știu, doamna Cigătă. Dar nu mergând pe stradă cu măgăoaia, că hai la cartofi, hai la pui, hai la... Am înțeles,
stați, dar întrebarea este și risc în cel care merge cu faciunea sau platonul. Ei sunt convins cu marca, da, avem. Poliția poate să facă chestia. Poliția. Poliția poate să facă chestia. E poliția. Poate să confiscăm arma. Nu, da. Așa, legătură cu gazul, domnul Oșcan, v-am răspuns vis-a-vis de regulare, legătură cu proiectul cu gazele naturale. Suntem la faza de încheiere SF, am făcut studiul Ligeo și studiul Toco, le-am trimis la proiectant. Inițial, aceste proiecte de gaze la nivel de țară le prelua pe PNDL-ul, dar acum am înțeles că toate se duc pe CNI. Ultima informație care este, am sunat proiectantul, domnul primar, ținând cont că sunteți cu multe peste 5.000 de locuitori, mi se aloc o anumită sumă de bani și proiectele se duc pe CNI. Urmează să continuăm să vedem situația. Și, bineînțeles, e luat în măsura de să fie dimensionată și stația și SRM-ul ăla și conducta ca să acoperi viitor. Toată cum. Altă problemă. Atât, ce-o te-ai închis? Dacă vreau să discutați, liber. Mulțumim frumos!